Cu toții, slavă Regelui Regilor. Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Am spus lucrul acesta chiar dacă m-am repetat pentru că sărbătorim în această zi întruparea Domnului nostru Isus Hristos. Și dacă sărbătorim această sărbătoare frumoasă, merită Dumnezeu să spunem, slăvit să fie în numele Lui. Dragi frați și surori, Timpul este aproape pe gata, însă câteva cuvinte vreau să desprind din acest text frumos, din Cartea Matei, capitolul 2. Evanghelistul Matei este singurul care vorbește despre maji și amintește și aș vrea să privesc și să vorbesc în scurte cuvinte puțin despre maji, să privim în această seară înspre ei și să învățăm câteva gânduri. Am privit înspre oamenii aceștia, oamenii aceștia înțelepți, oamenii aceștia mari, oamenii aceștia proveniți din familii înalte. Sfânta Scriptură nu ne spune câți au fost, versetul 1 spune au venit niște magi, unii spun că au fost trei, denotă ei din versetul 11, pentru că acolo se spune au adus aur, tămâie și smirnă. Nu știm câți au fost, pentru că spune versetul 1, niște magi au fost cel puțin doi, Însă poate au fost 3, 5, 10, 50, nu știm, nu este foarte important lucrul acesta. Oamenii aceștia au venit din răsărit, nu știm de unde din răsărit, poate Babilon, Persia, Arabia. Însă oamenii aceștia am privit înspre sacrificiile lor. Ori de unde ar fi venit, fie din Persia, fie din Arabia, fie din Babilon sau celelalte părți din răsărit, au străbătut cel puțin 800 de kilometri, poate până în 1500-1600. O distanță lungă. Au lăsat confortul din palatele lor. Au lăsat tot ce era din casele lor să meargă prin deșert. Un deșert care ardea prin isip, să doarmă poate sub un cort, să se expună la tot felul de pericole de hoți, de tot felul de oameni care erau răfăcători în vremea aceea să facă rău și mă gândeam la oamenii aceștia, atât sacrificiu, au văzut, nu știau foarte multe despre Domnul Isus, au văzut steaua care s-a arătat în răsărit, au înțeles că ceva deosebit se întâmplase și au spus ei lăsăm totul. Și îmi place așa de mult versetul 1 și 2 și aș vrea să desprind un gând din, lucrul, din, din aceste versete. Ce i-a determinat pe oamenii aceștia să facă aceste sacrificii? Să fie bătuți de, de, de nisipul acesta. de Uneori, în, în, în pustiul acesta, se stârnesc valuri de nisip și zile întregi poate nu poți să înaintezi. Nisipul acela să te arde, să te riști așa de mult, poate să nu mai găsești drumul niciodată înspre casă, să mori, poate să rămâi fără apă. N-aveau GPS, n-aveau altă stradă ca noi, Ce i-a determinat să facă lucrul acesta și, spune versetul 1. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Rot, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Gândul închinării. Oamenii aceștia au avut un gând, gândul închinării, să se închine înaintea pruncul lui născut. Și mă gândeam, oare noi care suntem astăzi aici, mai avem acest gând al închinării? Versetul 11 spune din nou, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. I s-au închinat, s-au aruncat cu fața la pământ. Gândul închinării, oamenii aceștia au având gândul închinării, și aș vrea ca Dumnezeu să pună în inimile noastre a tuturor, în, în sărbătoarea aceasta, gândul nostru principal să fie gândul închinării. Am privit în vremea aceasta și am văzut că, așa de mult, acest gând de a te proșterne înaintea lui Dumnezeu, de a sta în fața lui Dumnezeu, lumea aceasta, l-a luat așa de ușor dintre noi. Și avem așa de mult timp pentru atâtea și pentru atâtea și pentru atâtea, însă. Parcă nu mai există așa o mare dorință. Mă uitam și am ieșit într-o duminică, a trebuit să cumpărăm ceva împreună cu soția mea și m-am uitat la shop atât de mulți oameni. S-a schimbat în trecut lumea, umbla, avea gândul acesta al închinării, să caute pe Dumnezeu în bisericile lor, așa cum au învățat ei însă, într-o perioadă cu aceasta așa de mult s-a schimbat acest gând. Nu mai există acest gând al închinării. Și am vrea să privim înspre magia și ăștia, la gândul acesta frumos pe care ei l-au avut, gândul închinării, să se închine, să se proșterne cu fața înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să pună în inimile noastre acest gând, gândul acesta frumos, gândul închinării. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare suflet. Nu știu cu, cu ce gând am venit fiecare. Oare am venit noi în această seară toți cu gândul acesta, cu gândul închinării? Sau am venit să ascultăm colinde, am venit să vedem cum este îmbrăcat unul, cum este îmbrăcat altul? Dacă în această seară am venit cu această dorință în inima noastră, un gât sincer, cu gândul de a te închina înaintea lui Dumnezeu, vei pleca în această seară bucuros. Vei pleca în această seară plin de pace. Vei pleca în această seară plin de bucurie pentru că gândul acesta sincer Dumnezeu îl răsplătește. Am privit înspre oamenii aceștia, înspre magii aceștia. Și deși nu cunoșteau multe despre Domnul Isus, pentru că au avut acest gând sincer de a se închina, de a se proșterne înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a călăuzit, spunem. După ce au ascultat de împărat, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuse în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Versetul 12. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod. Dumnezeu i-a călăuzit Dumnezeu le-a descoperit, le-a dat vise, i-a învățat în, în momentul în care în inima ta există sinceritate și gândul acesta de închinare. Dumnezeu nu te lasă, El te luminează și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori, pe fiecare, la această sărbătoare să medităm. Oare... Am pierdut din esență acestei aceste lucrări, acestei mari sărbători, întruparea Domnului Isus. mai este în mijlocul acestei sărbători, acest gând al nostru. Gândul închinării. Gândul proșternirii în fața lui Dumnezeu, a Dumnezeului care a răsat slava cerească. Și a venit să se, întru să se întrupeze pe acest pământ, apoi să moară, să învie, să se înalți la Tatăl pentru noi. Oare noi, Privind înspre lucrarea măreață pe care el a făcut-o. În ac mijlocul acestei sărbători este gândul nostru principal, un gând al închinării, un gând al la plecării, așa cum spune versetul 11. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ. Versetul 1, când vorbește, când au ajuns la, la Ierusalim, au, durmat, au urmat, un, au fost un drum lung, probabil șase luni de zile fără apă curentă, bătuți de furtunile de nisip. Eu dacă aș fi ajuns la Ierusalim, aș fi zis, oameni buni, o cameră unde să stau, un loc unde să fac, să-mi spăl mâinile și măcar picioarele și un pahar de apă rece să mă recuresc. Însă oamenii aceștia, primul lucru când au ajuns la Ierusalim, au crezut că acolo este împăratul, au zis, unde este împăratul de curând născut, i-am văzut steaua la răsărit și am venit să ne închinăm. Mai este gândul acesta primordial în această sărbătoare, gândul închinării? Pentru că dacă am venit în această seară să ascultăm colinde și tot felul de lucruri și gândul nostru principal nu este gândul închinării, ne-am pierdut. Am pierdut esența, am pierdut tot ceea ce înseamnă această sărbătoare. Însă mă rog ca Dumnezeu să pune în inimile noastre acest gând al închinării. Și dacă am pierdut din el, să ne facem fiecare o cercetare. Să spunem, Doamne, mai pune în noi această dorință de smerenie. Oamenii aceștia înalți s-au plecat. Pentru că timpul este gata, doar merg la următorul gând și închei în două, trei minute, deși fratele Beni mi-a zis să stau peste, a luat asupra lui, nu vreau să pun pe nimeni la încercare, Oamenii aceștia în drumul acesta lung, i-a motivat un gând să meargă înainte prin furtun de nisip, prin nisipul arzător, prin pericolul la care erau expus gândul închinării să se închine în fața Marului Stăpân. În al doilea rând, au mai avut un gând, oamenii aceștia, gândul dăruirii. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat, Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Aș vrea ca Dumnezeu, fraților, să ne binecuvinteze și să medităm la viața noastră. Dumnezeu Tatăl a dăruit totul pe Domnul Isus, tot ce avea. Domnul Isus s-a dăruit pe El, pe Sine însuși, pentru noi. În mijlocul acestei sărbători pe care o sărbătorim, întruparea Domnului Iisus care a fost făcută pentru noi, pentru salvarea noastră, mai ne caracterizează și pe noi gândul acesta al dăruirii pe care Domnul Iisus ne-a învățat? Ai venit în această seară cu gândul, poate tu, ai trecut ce anul acesta a fost înconjurat de binecuvântări pentru tine? Ai venit în această ziară cu gândul să te dăruiești? Poate să spui un cuvânt de rugăciune pentru alții care sunt dărmați? terminați, îngrijorați, frământați și nu mai știu încotro să meargă? Oare în mijlocul acestei sărbători am mai avut gândul dăruirii să privim înspre alții care n-au? Mai, mai ne macină pe noi gândurile acestea, mai avem în noi această dorință, aceste manifestări care le-am văzut în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Mai sunt aceste lucruri în viața noastră? Aș vrea ca în mijlocul acestei sărbători, Mesajul principal și centrul nostru să fie Domnul Iisus și să nu ne depărtăm de închinare. Să ne închinăm înaintea Lui, El merită toată lauda, toată slava și în momentul în care te închini în fața Lui Dumnezeu, vei putea să dai cu bucurie mâna cu fratele tău. Vei putea să treci peste orice, vei putea să îmbrățișești pe oricine, pentru că în momentul în care tu te pleci înaintea Lui Dumnezeu, tu treci peste toate. Aș vrea ca Dumnezeu, fraților, să ne binecuvinteze în mijlocul acestei sărbători, Amen. să medităm. Oare este gândul nostru ca gândul magilor primordial închinarea? Mai avem noi acest gând al dăruirii să renunțăm la noi, la euul nostru, la confortul nostru, la viața noastră, să aducem înaintea lui Dumnezeu cântare, laudă, mulțumire. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și mai mult decât am putut eu să spun, să medităm, fraților, să luăm aceste texte acasă și să privim înspre ele. Să nu luăm cu ușurință. Să nu trecem cu ușurință peste această sărbătoare frumoasă. Domnul Iisus a lăsat slava, a lăsat totul pentru noi. Ce suntem noi dispuși să lăsăm? Cât suntem noi dispuși să renunțăm? Ce suntem noi dispuși să dăruim? Cât suntem noi dispuși să ne proșternem Haideți să medităm, fraților, la această lucrare și Dumnezeu să ne binecuvinteze și, cu adevărat, să medităm și să ne închinăm înaintea lui. Amin. Amin, slăviți să fie Domnul. Invit acum.